E uimitor cât străini nu știu aceste 9 lucruri esențiale traiului în Germania. Foarte mulți trăiesc de ani de zile aici, fără a le respecta și se lovesc mereu de probleme. Pentru mulți va fi un șoc cultural, așa că hai să începem, fără prea multă pălăvrăgeală, după intro. Salutare! Eu sunt Adrian Iftode și azi trecem în revistă 9 lucruri care nu ai voie din motive etice să le faci unde? Bineînțeles că în Germania. Numărul 1. Mersul, statul, plimbările pe pistele de biciclete sunt un lucru foarte enervant pentru germanii de rând, deoarece pentru ei este ca și cum te-ai plimba pe banda a doua pe autostradă pe jos. Adică este un loc unde nu ar trebui să te afli decât dacă conduci o bicicletă. Punctul 2. Punctualitatea curge în sângele german. Aceștia nu doar că sunt punctuali și așteaptă același lucru din partea ta, dar dacă vii dintr-o țară precum, să zicem, Portugalia, unde a întârzia 15 minute este un lucru de bun simț, ei, în Germania este total opusul. Aici îți recomand să te prezinți cu minimum 5 minute mai rapid la orice întâlnire sau termin pentru a fi catalogat un om punctual și, bineînțeles, de bun simț. Punctul 3. Lipsa asigurărilor de tip asigurare personală împotriva daunelor care le pot produce și asigurarea de avocatură. Germanii consideră aceste două asigurări esențiale pentru a trăi fără griji în această țară. Asigurări care în România nu există, iar în mentalitatea românească sunt niște înșelătorii. Acestea te pot salva de la cheltuieli uriașe pe moment, cum ar fi în cazul meu, în care fiul meu a lovit cu bicicleta un Mercedes CLE AMG din 2021. Paguba, care a fost destul de mare, a fost integral suportată de această asigurare de răspundere civilă. Așa că aici te pot ajuta chiar și eu să intri în rând cu lumea și să te îndrumi înspre asigurarea care ție ți se potrivește. Dacă îmi scrii un e-mail la adresa adrianiftode35@gmail.com. Numărul 4. Vizitele neașteptate. Dacă în România era în regulă să mergi pe neașteptate la vecina dimineața la o cafea sau seara tot la ea pentru un pahar de vin și o poveste, află că aici vizitele neașteptate sunt total lipsite de bun simț și nu își găsesc locul. Asta din cauza că germanilor le place să își planifice timpul exact. Ei știu exact ce vor face, de exemplu, în această dupămasă, făcând în fiecare după-amiază un alt plan și așa mai departe. Ei doresc să își planifice viitorul și nu le place ca cineva să le strice programul prestabilit. Așadar, pentru paharul de vin și o poveste, va trebui să-ți faci o programare cu vecinuța ta germană și să ții cont și de cea de-a doua regulă de mai sus, adică cea de a fi punctual. Desigur că nu o va deranja dacă duci tu și sticla de vin. Punctul 5. Nu arunca o sticlă goală de apă la tomberon. În Germania există taxa de reciclare de 25 de cenți, respectiv 8 cenți pentru fiecare sticlă. Deci, nu arunca la gunoi o astfel de sticlă dacă nu vrei să o duci la un aparat pentru reciclare, ci așează-o pe sau în fața tomberonului. Chiar și în motorul Europei sunt oameni ai străzii, ori oameni cu venituri reduse. Ba, sunt chiar copii care adună aceste Pfandflashe pentru a strânge bani de buzunar. Ajută-i și tu, nu le arunca la gunoi. Numărul 6. Germanii iubesc să fie tratați regește atunci când sunt clienții unui magazin, ori ai unui restaurant, ba chiar și atunci când sună la un call center. Orice insultă sau nesimțire din partea personalului care îi servește îi va putea determina pe aceștia să nu mai revină ca și clienți niciodată. Gândește-ți foarte bine cuvintele, gândește-ți foarte bine gesturile dacă lucrezi în special într-un magazin, restaurant sau birou de informații, de ce nu. Sloganul "clientul nostru, stăpânul nostru" ar cam trebui să fie motoul tău. Așa că hai să mergem mai departe la punctul numărul 7. În Germania veți întâlni la orice pas șerifii ajutorului. Ce sunt ăștia? Sunt un fel de atot observatori, un fel de babele de la Radio Șanțele ale României, care îți vor atrage atenția și te vor corecta la orice mică greșeală sau mare greșeală pe care tu o faci. De exemplu, cineva va striga după tine Licht an! Atunci când tu circuli seara pe drumurile publice, pe pista de bicicletă, fără lumini la bicicleta ta. Mergem mai departe la numărul 8. Plata cash. Cash. Nu-ți va veni să crezi, dar în Germania anului 2023 există încă, să zicem, foarte multe, ci o grămadă de magazine, cafenele sau pur și simplu buticuri de cartier, inclusiv piețe, la care nu se acceptă plata cu cardul, decât cash. Așadar, fii mereu pregătit cu bani lichizi în portofel. Și numărul 9, mult așteptatul numărul 9, germanilor nu le face deloc plăcere să fie felicitați cu ocazia zilei lor de naștere, care va fi, de exemplu, mâine sau peste 3 zile, nici din greșeală. În acest caz, te rog eu să nu faci niciodată greșeala asta, deoarece germanii consideră că dacă le urezi la mulți ani înainte de ziua lor, acest lucru le va aduce ghinion. Deci felicități vecinuța de ziua ei de naștere sau după ziua ei de naștere. Nici într-un caz înainte de aceasta. Va considera că îi aduci ghinion. Acum e rândul tău. Scrie-mi în secțiunea de comentarii prin ce situații complicate ai trecut cu germanii și care ți-au fost scuzele sau care ți-a fost rezolvarea situației. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita de butonul de like și cel de abonare. Până data viitoare, toate cele bune și numai bine. Pa, pa!